Mare atenție cui dați pomană! Un ceșător în scaun cu rotile a fost filmat în timp ce înșela trecătorii. După ce profită de naivitatea oamenilor, acesta se ridică, ia un taxi și pleacă. Un cerșetor în scaun cu rotile din Hatzeg a fost demascat de un localnic. Acesta a fost filmat în timp ce înșela trecătorii, pretinzând că este paralizat. După ce primește bani de la trecătorii naivi care cred că ajută un om necăjit, acesta se ridică fără probleme din scaunul cu rotile. Bărbatul își strânge singur scaunul și îl bagă în portbagajul unui taxi, apoi se urcă în mașină și pleacă.